Una dintre cele 485 de biciclete electrice produse în Germania, care vor putea fi închiriate de Buzen începând de anul viitor, a fost expusă în biroul edilului șef. E un model de bicicletă pentru buzoieni. Ne-au sosit aseară ultimele biciclete din lotul de 485 de bucăți, din care 30 pentru persoanele cu dizabilități, 30 pentru, cu 3 roți pentru persoanele vârstnice care nu pot merge pe o bicicletă normală. Aceste biciclete sunt niște biciclete speciale, produc curent electric și când pedalezi, deci faci și mișcare, mai au un panou fotovoltaic aici și se vor mai încărca și în stațiile, cele 48 de stații de biciclete care vor fi montate peste tot în tot orașul și în fața parcurilor și în fața școlilor și pe lângă stațiile de autobuz unde avem mari aglomerații, astfel încât, eu știu, să poți utiliza și autobuzul, să poți utiliza și bicicleta și de ce nu bicicleta n-ar deveni unul din prietenii buzoienilor, pentru că ne ajută atât pe partea de sănătate, cât și pentru protecția mediului. Odată cu bicicletele au sosit și cele 48 de stații de încărcare și închiriere, care vor fi amplasate în toate zonele mai circulate ale orașului. Bicicletele le-am introdus sub primărie, că avem acolo foarte multe încăperi care erau goale, iar stațiile sunt deja depozitate la Transbus. Așadar, cele 485 de biciclete electrice nou-nouțe sunt puse la păstrare peste iarnă în pivnița Palatului Comunal, de unde vor fi scoase atunci când vor fi gata pistele construite special pentru acest proiect. Astea sunt biciclete care vor fi închiriate, bineînțeles, la sume mici. Ele vor avea și un centru de control, pentru că sunt în zestrate cu tot felul de mijloace de protecție și de identificare, adică nu prea pot fi furate ușor, adică poate orice lucru se poate fura, dar astea se pot fura mai greu, o mașină specială și un centru care va fi același centru de unde se va monitoriza, eu știu, mersul autobuzelor în Buzău și tot traficul din Buzău. Mă refer la acel proiect care se numește Managementul Inteligent al Traficului, care va avea sediu la fosta stare civilă, unde suntem în adaptare și modernizare în momentul ăsta pentru acest proiect. Primarul Toma preconizează că cei 12 km de piste de pe Bulevardele Unirii și Industriei vor fi gata pe la jumătatea anului viitor, când vor fi scoase la închiriat și bicicletele din subsolul primăriei. Va sosi și o autoutilitară care va avea rolul de a recupera bicicletele părăsite sau pe cele lăsate în stații virtuale create suplimentar. Întreținerea și repararea bicicletelor vor fi asigurate de un centru de reparații specializat.